Vineri 12 iulie are loc repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților de clasa a 8-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2019-2020. Astfel, elevii care au susținut evaluarea națională vor afla vineri dacă au intrat la liceul dorit. Tot vineri 12 iulie, unitățile de învățământ gimnazial vor afișa listele cu absolvenții repartizați și locurile rămase neocupate din unitățile de învățământ liceal de stat din județul nostru. În perioada 15-18 iulie se vor depune dosarele de înscriere la școlile la care au fost repartizați elevii. Absolvenții învățământului gimnazial, care din diferite motive nu vor fi repartizați în prima etapă, mai au o șansă la sfârșitul lunii iulie. Pe 31 iulie vor fi repartizați absolvenții clasei a 8-a, care nu s-au înscris în termen sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapei anterioare. Inspectorul școlar general adjunct Steluța Caraion ne dă mai multe detalii. Ne aflăm în plin proces privind etapele de admitere în licee și școlile profesionale. Ne aflăm în acest moment la înscrierea în aplicație a opțiunilor. Din la ora actuală avem 1267 de opțiuni procesate. La liceele vocaționale 77 de candidați care au fost înscriși după probele de aptitudini și de verificare a cunoștințelor la limba modernă. De asemenea, 194 de elevii cu opțiuni pentru învățământul profesional. Trebuie să menționăm faptul că din numărul total de elevi care au susținut evaluarea națională, avem un număr destul de mare de elevi care optează pentru a-și continua studiile liceale în alte județe. În prezent, 335 de elevi. S-au înscris până la ora actuală și elevi din alte județe care vor urma cursurile liceale la noi în județ, din păcate doar 16 elevi. În data de 12 iulie se va realiza acea repartizare computerizată. Elevii care nu vor putea fi repartizați de această dată vor mai avea o șansă? În funcție de opțiunile lor. Deocamdată se procesează prima opțiune, urmând ca în etapa a doua, cei care nu au reușit la prima etapă să se reînscrie la etapa a doua. Etapă care va avea loc în data de 31 iulie. Ținând cont de numărul foarte mare de elevi care au decis să continue studiile liceale în alte județe, există cumva riscul desființării anumitor clase în județul Călăraș? Nu. De ce? Pentru că anul acesta la stabilirea planului de școlarizare s-a ținut cont în primul rând de ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani în liceele respective. Noi, ca județ, ne lăudăm cu faptul că în ultimii ani am încercat să ajustăm planul de școlarizare, ținând cont și de rezultatele elevilor la examenul de bacalaureat. Ca atare, avem, zic eu, un plan de școlarizare echilibrat. Școlile în care, an de an, rezultatele la bacalaureat au fost slabe, au venit cu propuneri anul acesta de a mări cu o clasă, două clase la învățământul profesional, păstrându-și în oferta pentru liceu doar acele, hai să spun, domenii, calificări care chiar sunt căutate de elevi și la care rezultatele sunt mai bune. Repartizarea se desfășoară exact pe data de 12 iulie. Da. După această dată, în perioada 15-18 iulie, candidații admiși în urma repartizării computerizate își depun dosarele de înscriere la liceele unde au fost admiși.